Seara bine m-a regăsit. Închid paranteza uh, cu privire la uh, incertitudinile universitare de la Andrews, uh, uh, propriile mele experiențe cu creaționismul academic. Uh, închid deocamdată această paranteză, fiindcă nu vreau să întrupt firul nostru prea mult. Uh, firul nostru este legat de căutarea unor certitudini uh, ale credinței în lumea modernă, în lumea în care trăim. Și ceea ce am vrut să arăt prin confesiunile mele de ultima, de ultima ocazie a fost faptul că atunci când vin unii cu niște clișee învățate pe din afară și spun că le-au învățat la cel mai înalt nivel academic și științific și filozofic, și că ei știu ce spun cu siguranță, și că dacă încă aveți îndoiel în privința creaționismului și a celor șase zile este fiindcă nu ați uh, intrat în contact cu aceste formidabile izvoare de, de cunoștințe. Uh, aș vrea, am, ceea ce am intenționat, este să înțelegem că este un drum închis, că nu duce nicăieri și că sunt niște false certitudini. Așa că voi redeschide această paranteză mai târziu, și fiindcă mai am foarte multe de spus în privința aceasta. Vorbesc de cursurile pe care le-am făcut, de, de cărțile pe care le-am citit. în contextul acestui program, de discuțiile pe care am avut mai târziu cu Academia și administrația, în sfârșit de dezbatele științifice, informațiile, argumente științifice care mi s-au oferit și n-am încheiat, e mult de spus, dar nu vreau să întrerup cursul, așa că o să redescriu paranteza din când în când. Vreau să continuăm astăzi plecând de la penultima noastră prezentare. Am vorbit despre modernitate. Modernitatea are la bază paradigma lui Descartes. Gândesc, deci exist. Deci modernitatea însemnează, în primul rând, că se acordă prioritate subiectului care gândește. Lumea este obiectul acestui subiect. Subiectul acesta are niște legi universale și aceste legi universale sunt legile gândirii raționale, legile rațiunii. Și subiectul care gândește, care, așa cum am spus, este o voință, de fapt, o voință asemenea lui Dumnezeu, o voință infinită. Acest subiect care gândește este separat de lume, o analizează, o înțelege, o stăpânește prin rațiune. Așadar, certinia modernă este o certinire a autonomiei subiectului, a autonomiei individului și a rațiunii, o încredere a individului în propria lui logică. Omul crede că prin gândirea individuală, prin aplicarea corectă a legilor gândirii, poate să găsească în ultime instanțe răspuns la orice întrebare. Care sunt certitudinile religioase ale modernității? Pentru că modernitatea uh, respinge certitudinile premoderne. Și care sunt certitudinile premoderne? Hai să facem o paranteză. Sunt așa cum și în tradiția. Ce am primit prin tradiție adevărat. Altă certitudine este autoritatea ceea ce ne spune biserica, ceea ce spune pastorul, ce spune preotul, este adevărat. Asta se numește credință implicită. A treia certitudine este rațională. Dar este vorba de rațiune în sens scolastic și în sens în greciei antice, în sensul filozofiei lui Platon și Aristotel. Deci este vorba despre o rațiune metafizică care pleacă de la eluzia, că prin silogisme și deducții logice poate să înțeleagă adevărul dincolo de lumea aceasta. În special, așa cum am spus, să caută cauza finală, cauza finală în latină, a lucrurilor. Și de multe ori pleacă de la această cauză finală înapoi ca să înțeleagă cum ar fi cauza eficientă. De exemplu, cauza finală a lumii este să dea slavă lui Dumnezeu, mergând înapoi, se rește că nu poți da slavă lui Dumnezeu dacă evoluția este adevărată, da? Sau Dumnezeu este iubire și este incompatibilă cu iubirea lui Dumnezeu, evoluția. Și atunci plecăm de la cauza finală ca să, ca să definim cauza eficientă. Deși într-o formă vulgară, noi suntem încă în scolasticism și metafizică greacă, dar așa cum am spus, într-o formă vulgară. Și noi suntem încă, în, avem certitudini premoderne. Și atunci trăim în timp când aceste certitudini premoderne încep să se erodeze. Noi, dăm, noi avem contact pentru prima oară cu postmodernitatea, fără să fi trecut prin modernitate. Așa că scopul meu este că dacă căutăm noi certitudini, este necesar să interiorizăm certitudinile modernității mai întâi și apoi să le depășim. Deci mă întorc, închid această paranteză, mă întorc la Descartes, la certitudinile modernității, cum au fost formulate după Descartes de Immanuel Kant, de Hegel, de alți filozofi moderni, până la Friedrich Nietzsche sau Kierkegaard în partea teologică. Și, așa cum spuneam, această certitudine modernă are la bază niște principii universale. Mai întâi, omul este universal indiferent de culoare, de crez, de, de limbă, de stare socială, de sex, omul are aceeași substanță. Este o voință infinită. Și legile rațiunii sunt aceleași peste tot. Omul este definit în primul rând ca o ființă rațională, ceea ce definește omul. Cel dezbate de animale, se spune. Este o, o vorbă veche. Omul e, să despa, este des, despărțit de animale prin rațiune. Da? Folosirea rațiunii este ceea ce îl desparte pe om de animale și îl desparte pe om de lume care devine obiectul ei implicit. Uh, uh, adevărul este universal, e definit de legile logicii. Binele este universal, frumosul este universal și toate acestea sunt raționale sunt după legi care sunt valabile pentru toți oamenii. De aceea omul este universal, că aceste legi ale adevărului, ale binului, ale frumosului sunt universal valabile. Deci este vorba de a înțelege omul nu ca partea unei religii și a unei națiuni, a unei rase, a, de a un sex sau alt sex, ci omul ca om universal. Bineînțeles că acest concept de om universal, de adevăr universal, de frumos universal, de bine universal, implică existența lui Dumnezeu. Și pe aceasta se bazează certitudinea, uh, certitudinea uh, mod, omului modern. Și bineînțeles că implică ideea de nemurire, ferește nu-i vorba aici de înviere, ci mai degrabă de nemurirea sufletului. Dar cert este că diferența dintre cele două nu este chiar de fundamentală, după părerea mea. Cert este că ideea este că acest eu, care are substanță comună cu Dumnezeu și intelect comun cu Dumnezeu și natură morală comună cu Dumnezeu și gusturi estetice comune cu Dumnezeu, prin naturalul este făcut să trăiască veșnic probabil că cel mai relevant document al modernității este declarația de independență a statelor unite a 1776. Noi luăm aceste lucruri ca de la sine adevărul, luăm ca de la sine înțelese, deci axiomatice, că uh, creatorul a dat fiecărui om dreptul la viață, libertate și căutarea fericirii. Deci omul are o substanță intelectuală, morală, volitivă, emoțională și estetică comună cu Dumnezeu și care este comună tuturor oamenilor. Din cauza aceasta, arta este universală, literatura este universală, filozofia universală și, bineînțeles, știința nu poate fi decât uh, universală. Aceasta este modernitatea și aceasta este modernității. Trește? că modernitatea va relega uh, religia în sfera privată. Și de ce? Emmanuel uh, Kant, în uh, faimosul lui eseu, ce este iluminismul? definește spațiul public al rațiunii vis-a-vis -vis de spațiul privat al rațiunii. Și spațiul public al rațiunii este un spațiu secular în care normele sunt definite prin rațiune, nu în sensul că acest secularism implică ateismul. Revoluția franceză, care a fost probabil cel mai direct influențată de eseul lui Kant, nu a fost deloc ateistă, a crezut o ființă supremă. Însă, Adevărurile universale și veșnice, inclusiv adevărul despre ființa supremă, sunt definite prin rațiune. La fel a făcut, de fapt, și Revoluția Americană. Iar a, religia este sfera privată a rațiunii, pentru princ că religia se bazează pe tradiții, norme, dogme, crezuri care nu pot fi argumentate rațional. Așa că în modernitate religia nu-și are locul în spațiu public. Reacția împotriva modernității și a iluminismului, care a fost expresia, probabil expresia paradigmatică a modernității, a fost romantismul. Romantismul care a fost o nostalgie după vremuri vechi, după ierarhii, după tradiții, după, mă rog, religie de tip vechi. Romantismul nu prea știu bine ce vrea, de fapt. Da? În general, romantismul a fost o mișcare reacționară. Însă, e, inversarea paradigmei modernității e, are loc... N-aș vrea să vorbesc de postmodernism. Postmodernism este un termen foarte vag. Însă, curentul de gândire care, din interiorul modernității, nu ca romantism, dar deci romantismul din afara modernității critică modernitatea. Romantica a fost Dostoevski. Dacă vreți, romantica a fost Eminescu este o critică a modernității din afara modernității, dar o critică a modernității dinăuntru modernității, deci un curent modern care răsoană paradigma modernității, este existențialismul. Și de ce mă vreau să mă refer la existențialism? Pentru că e foarte important, existențialismul este inversul paradigmei lui Descartes. În sensul că dacă am spus că la baza modernității este paradigma lui Descartes, și care e paradigma lui Descartes? Gândesc de ce există, da? Existențialismul reversează această paradigmă. Nu mai este gândesc de ce exist, ci este exist deci gândesc. Dar Să fiu mai clar. Uh, modern, omul modern în parte uh, existența în două. Subiectul uman care gândește și existența, obiectul, lumea. Așa. În existențialism uh, existența nu se împarte în subiectul care gândește rațional și lumea pe care o analizează și o stăpânește prin gândire, ci existența este o experiență în care subiectul uman este integrat în lume. Euul este parte din lume și lumea nu există decât ca lumea experimentată de noi. Deci masa aceasta, da? îl citesc pe Heidegger, dau un exemplu la Heidegger, masa aceasta nu este doar o masă, deci cum definiți o masă? Mă rog, Lem cuie, cum vreți dumneavoastră, ce de un obiect care este de, a, de o formă care este și curoarea care este așa mai departe. Masa asta este într-o anumită relație cu mine. Eu aici am venit foarte des, am făcut prezentări, mă rog, am mai pregătit ceva, mai am, deci are o anumită relație emoțională și spirituală cu mine, deci face parte din lumea mea. Așa că ideea la existențialist este că nu există lumea obiectivă. Este existența care este o experiență, care integrează euul în existență și ca atare nu există pentru că gândesc, ci gândesc pentru că există. Adică existența ca experiență, da? Deci existența nu ca existență obiectivă, cum o înțelegeau, să zic, grece sau scolase, ci, ci existența ca experiență uh, precede gândirea. Nu e vorba nici de existență materialistă. Experiența precede gândirea. Și uh, care este problema cu uh, această, uh, cu această nouă paradigmă? Uh, când mergem la, uh, când mergem la uh, certitudini, la de noi certitudini, în existențialism există foarte multe incertitudini. Fiindcă existența este o sumă de incertitudini. Deci atunci când dincolo de orizontul existenței, al experienței, nu mai găsesc nimica, atunci nu mai, am, nu mai am certitudini, fiindcă existența în sine este ceva nedefinit ca experiență. Singura certitudine care există în cazul acesta este moartea. Și aici este problema care vreau să o înțelegem când vorbim despre certitudine în contextul timpului nostru. Existențialismul a venit după modernizare, a paradigma. Și gândirea intelectualului modern este puternic în de existențialism. Noi suntem încă existențialiști, deși niște existențialiști mai, mai, mai puțin rigoroși decât au fost cei din secolul 20. Și uh, atunci când definim că tot ce există, tot universul se existența, ca experiență, uh, totul este o incertitudine. Sunt foarte multe interogații, dar nu sunt răspunsuri. Însă există o singură certitudine pe care avem și aceasta este moartea. Știm sigur că vom muri. Și atunci, dacă e vorba să căutăm o certitudine în, în context existențialist, vom pleca de la problema morții. Și aș vrea să amintesc că aici trei gânditori. Primul este Heidegger, Martin Heidegger, Albert Camus, Camus, mă rog, și al este Paul Tillich, care este un creștin și care toți pleacă de la un fapt care apare de la sine înțeles, pe cât părea de la sine înțeles pentru uh, autorii de de independență, că creatorul a dat tuturor oamenilor viață, de libertate și căutarea fericirii și drepturi universale și, mă rog, că există drepturi universale și bine universal și adevăr universal și valori estetice universale, le preau la iluminiști și lui Kant și la, mă rog, la intelectuale din secolul XVIII, pe atât de de la sine înțeles de axiomatic, apare pentru omul timpului nostru că în afara morții nu există nicio certitudine. Nu știm dacă existăm sau nu se pare că existăm. Gândirea nu este un răspuns în privința aceasta. Nu știm dacă universul este real sau iluzie. Ați văzut uh, acele filme cum ar fi Matrix, de exemplu sau Transcendence, în care uh, uh, natura existenței este explorată uh, în contextul uh, științei computerului. Și uh, întrebarea este uh, dacă un computer poate genera un univers virtual, poate simula, de unde știm că universul nostru nu este simulat în sine. Și atunci, chiar dacă gândim, existența noastră este simulată. Frește, gândirea noastră, este o certitudine fiindcă știm că gândim, dar să nu înseamnă că, că existăm dacă gândim, că este posibil ca computerul să gândească pentru niște personaje virtuale și așa mai departe. Deci să nască întrebări, interogații care nu erau accesibile de cart, dar pe care omul modern le are și nu numai din cauza evoluției gândirii, din cauza tehnologiei. Ori noi dacă stăm ascunși în spatele unor certitudini clișeu, de -a la Mark Finley sau Doug Bachelor, și zicem că asta este o lume foarte sigură, și încercăm să vindem lumea noastră, aceasta la alții. Ferește că lumea nu va cumpăra uh, falsul noastră certitudini pentru că uh, uh, e, in, implică un stadiu de mult depășit al gândirii uh, umane. Uh, și atunci, uh, hai să plecăm de la această singură certitudine existențialistă, moartea. Dar și nu vreau să vin cu răspunsurile mele și zice, uh, nu e cazul să inventăm răspunsul noi când alții. Au gândit, au scris și au pus întrebări, au trăit. E bine să folosim materialul cenușie, e bine să ne economisim ne timpul, da? Când uh, avem un gânditor care o viață întreagă și-a putut capul cu un subiect, este bine să luăm ceea ce el a, a, a înțeles și să analizăm, zic eu, în sens cartezean, totuși, cu mintea noastră. Eu rămân, totuși, un modern, în sensul că uh, nu. Uh, ultimul judecător al oricărei aserțiuni teologice, filozofice, științifice de orice natură, este mintea mea. Nu este nici autoritatea expertului, nici autoritatea religioasă, nici, uh, nici filozoful, uh, nici niciun caz pastorul. Este mintea mea. Așa că uh, Martin Heidegger a fost un, 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 un tip teribil de greoi, cu o exprimare foarte, foarte încălcită, mai ales că a folosit toate Feinachten, de Deutsche Sprache, cum se spune, toate finețurile limbii germane posibile. Uh, și, practic, a creat termeni și un limbaș filozofic noi. Însă, sunt câteva lucruri clare la Heidegger, ca filozof existențialist. În primul rând, ideea că moartea este certitudinea finală. Uh, pentru un Heidegger, dacă pentru Descartes, deci, uh, vreau să spun că dacă citiți cartea lui Heidegger. Uh, timp și ființare, dacă aveți răbdare să o știți până la capăt, vă fericit, eu n-am avut răbdare aceasta, da? Am citit secțiuni din ea, am adru capul, m-am am, am, am uitat pe sinteze făcute de alți autori ca să mi se clarifice unele probleme, însă uh, mai interesante sunt uh, acele uh, notițe, zise notițele neg uh, Black Notebook, Cartea Neagră lui Heidegger, notițele lui scrise în timpul uh, nazismului până în 45, sau până în 42, foarte interesante, în care e mai puțin filozofic și mai direct. Dar, întorcându-mă la cartea lui, ceea ce o veți observa în cartea lui este că filozoful cel mai des criticat este Descartes. Heidegger este un deconstrucționist. De fapt, cuvântul deconstrucțion cu capa a fost inventat de el. Și noi l-am însușit aici pe oxigen, văd că nu, nu sunt sigur care le folosesc însemnează deconstrucția unei structuri de gândire sau unei tradiții element cu element ca să ajungi la temerie și să rezidești pe temeria adevărată. Cum ar veni în adventism, dăm la o parte tradițiile acumulate și ajungem undeva la William Miller și Ellen White și pe să deconstruim și aceasta. Și ne întrebăm care sunt ideile care stau la bază și ce anume a propus adventism ca o alternativă la gândirea creștină. Și rămân cu ideea, eu rămân cu ideea aceasta, că am ales adventismul că este ca o alternativă la gândirea creștină, evanghelică, catolică și ortodoxă, și ca o alternativă când eram eu tânăr și la regimul comunist, și zic la societatea de consum din timpul nostru, dar întrebarea este, care este esența acestei alternative? Pe ce trebuia să se bazeze în ultima instanță? Pentru că dăm la o parte unele rămis, care se pare că nu țin destul de bine, nu? Deci, cam asta e ideea lui Heidegger în antologie. El de la o parte, el pleacă de la greci deja și ajunge la concluzia că grecii au făcut o mare greșeală. În sensul că au definit că ontosul, ontos, existența, al este ceva temporal. Și că esența existenței este timpul. Apoi ajunge la Descartes, care face diferență între lume și eul care gândește și natura eului este gândirea, care bineînțeles că este în timp, în timp ce natura lumii este întindere, este în spațiu. Și Heidegger spune că, din potrivă, lumea este o parte din existența noastră și existența noastră este în timp. Deci, într-o foarte interesantă interpretare și sucire pe dosa lui Albert Einstein, care este un cartezian, așa cum se cade unui matematician și fizician, Einstein spune că timpul este o dimensiune a spațiului. Heidegger spune că cele trei dimensiuni ale spațiului sunt o dimensiune a timpului. Noi trăim în timp. Și spațiul ne exprimă altceva decât un fel de a formula experiența noastră în timp. Da? Deci spațiul pentru noi înseamnă că mă mișc încolo sau mă mișc încolo și această mișcare are loc în timp. Deci, în ultima instanță, spațiul este o dimensiune a timpului. Nu există decât timpul. Existența este timp. Și timpul este existența. Deci dacă existența prin este temporară și temporalitatea este esența existenței, nu există Dumnezeu. Și Heidegger, care este un catolic ca ontologie și filozofie și teologie politică, este un ateu totuși, ca și Albert Camus, un ateu catolic. Și în ce constă acest timp, existența în timp? Practic. Uh, existența este uh, timpul de la naștere la moarte. Sunt Avem două certitudini, Când ne-am născut și că vom muri. Și care este valo valoarea morții sau importanța morții? Moartea dă valoare vieții. Heidegger uh, citează pe cât de des îl atacă pe de pe atât de des îl citează pe Nice, care spune că, uh, de fapt, moartea dă valoare. Absolută vieții, pentru că viața limitată are o anumită particularitate. Deci, limitele dau vieții forma pe care o are, unei vieți umane, dau unicitate unei vieți umane. Nu? Ceea ce nu are limite nu, nu are nicio unicitate, nu are o identitate. Deci, limitele de la naștere la moarte ne dau identitate. Și această identitate, deci, această. Uh, unicitatea fiecarei vieți este ceea ce e de valoare, iarăși, aici îl citează pe Nice, uh, 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 scopul vieții este să fii tu însuți. Așa că uh, ideea este să proiectăm asupra morții viața noastră, să ne gândim la moarte, toată viața noastră ne vom gândi la moarte. Și gândind la moarte toată viața noastră uh, vom înțelege că e un moment unic în istoria Universului. Iarăși îl citez aici pe niște care a pus problema mai clar decât Heidegger pentru mine. Care spune Universul acesta, o singură dată. În tot acest Univers, toată această veșnicie, apar tu. Și niciodată nu va mai fi o a doua persoană care să fii tu. Și cu toate acestea, ce mai mulți oameni își trăiesc viața uh, nefiind ei înșiși, lăsându-i pe alții să-i jefească să de propria lor identitate. Ce mai important lucru în viață este să fii tu însuți. Și orice preț trebuie plătit ca să fii tu însuți și scrisoarea pe care nici o trimite sore lui spune așa, uh, dacă vrei să fii tunzus, trebuie să plătești un preț foarte, foarte scump. Acest scump este să renunți la certitudini religioase. Să renunți la credința în Dumnezeu, să renunți la biserică, ai curajul și fii tu însuți. Deci Heidegger acceptă această idee, deși este un critic al metafizicii unice pe de altă parte. Și pentru că Heidegger este foarte complicat și sofisticat, da? Deci, uh, cuvântul pentru termenul oman, dacă pentru Descartes este subiectul care gândește Heidegger creează un cuvânt german Dasein, cei care știu german înțeleg ce înseamnă aceasta, tradus în românește ar fi existență, a exista aici a exista și asta spune foarte mult, acest Dasein adică omul este existență aici și acum o existență foarte bine definită și această Dasein se petrece în, în timp Uh, acest design este periclitat de modernitate, de tehnologie, de știință, de, de rațiune, de, de Descartes, de Kant, de Hegel, mă rog, de Marx, uh, de anglo-american în special, de, și bineînțeles de evrei, se pare din notițiile lui filozofice. O să trec la un alt uh, existențialist ateu, Albert Camus, și apoi voi trece la răspunsul creștin în context existențialist pe care îl de Paul Tirici. Și Albert Camus uh, are un roman numit Străinul, al cărui uh, erou, cred că Mert se, se, se numea. Mă uh, întreb uh, <coughs> la Mersault, uh, erolo Camus. Erolo Camus este un om care pentru care toată existența este o simplă contingență. Adică el nu vede nici un sens, niciun pattern, cum se spune, niciun nici un, uh, design. Niciun nici plan inteligent în existență. Toată existența este o colecție de contingențe, de, de întâmplări, de accidente, care au legătură una cu alta. Și acest tip este foarte rezervat emoțional. Uh, mai precis, nu face paradă de emoții, dar trăiește în prezent. Și, mă rog, fiindcă n-a avut bani, și-a făcut o educație, a refuzat o promovare la Paris, fiindcă îi viața în Alger, unde trăiește duminica asta și fumează în pat până la prânz, se plimbă pe străzi, are o iubită marie pe care o iubește-mă sincer, dar în mod accidental îmi pușcă un arab într-o zi la plajă, cu el, îl bătuse soarele în cameră de tot și are loc un proces. Și bineînțeles că este un simplu accident, dar este condamnat la moarte și condamnat la moarte pentru că este un pericol pentru societate. De ce un pericol pentru societate? Fiindcă el nu vede niciun el nu vede niciun pattern e cuvântul în limba engleză care sună foarte bine, nu știu exact cum să-l traduc în, în românești un model, un plan inteligent, nu vede niciun plan în existență, totul este pur accident, lucrurile nu au legătură una cu alta da? pe de altă parte se spune că la priveghiul că se ia fumat și aceasta iar arată că este un tip inuman în închisoare doarme 16 ore pe zi și, mă rog, până la urmă, motivul pentru care este condamnat la moarte nu este, fiindcă l-a omorât pe acel arab, a fost un accident, nu a fost vina lui, arabul l-a atacat și l-a tras. Dar uh, motivul pentru care este condamnat la moarte este pentru că oamenii văd din el un pericol. Deci e un fel de Iisus ateu existențialist, în care oamenii văd un pericol pentru, pentru religia lor, pentru morala socială. Deci pentru toată ordinea existentă. Pentru că oamenii, din potrivă, gândesc în, 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 în planuri de existență. Deci, e, ei trebuie să vadă în moartea acelui arab o conspirație, ori expresia unui caracter foarte malefic, trebuie să vadă în faptul că el a fumat la privechiul mamei lui și n a pus la mormântare, e, ori expresia unui, unui caracter foarte rău. E, trebuie să vadă peste tot conspirațiile Așa cum trebuie să vadă un plan al lui Dumnezeu în existență, trebuie să vadă că statul are intenții bune și societatea este bună și morala socială are un sens și omul acesta care nu vede nimic din toate acestea, e incapabil să le vadă, este un pericol pentru ei. Nu, scurtez istoria, e un moment când preotul vine să ofere consolare și Morsalt refuză cu furie consolarea preotului și atunci începe o frământare în el. Dar în cele din urmă, așteptându-și execuția și știind că de obicei executorii vin dimineața, asta era procedura în Franța și Algerul făcea parte, era o, o colonie a Franței, uh, stă noaptea, trasă uită la cer și descoperă, citez acum chiar cuvintele lui, lui Camus, indiferența benignă a universului. Un univers indiferent la bine și rău. Un univers fără niciun plan, fără niciun sens, un univers absurd. De la această indiferență este benignă. Pentru că îi permite lui să se bucure de fiecare clipă, e, fără să caute un sens. Da? Îi permite chiar înaintea morții să fie fericit și realizează că și mama lui a fost fericită înaintea morții. Și din cauza asta, mama lui s-a logodit chiar înainte de moarte. O, o paranteză, fac, aduc un secel aici din istorie. Pentru că, în presă chiar, pentru că, de fapt. Uh, ea s-a liberă în fața morții, să-și trăiască existența fără niciun sens, fără niciun rost. Și înainte ca să moară, să simte eliberat de sens. Deci sensul este ceva ce te, te, te apasă și erolul îi îmbrățișează absurdul. Și apare iar aceeași idee ca la Heidegger, că moartea dă sens existenței. I-am citat pe acești doi autori, pentru că nu numai ca influența influențat gândirea contemporanilor noștri, dar pentru că o exprimă de fapt. Adică exprimă un anumit stadiu de maturitate la care a ajuns omul în secolul 20 în gândirea lui, pe care nu l-am interiorizat. Noi suntem în secolul 15, 14, în cel mai fericit caz, dar cu siguranță că mai devreme. Oarecum într-un secolul 19 american, care în multe aspecte era foarte primitiv, pentru, mult mai primitiv decât secolul 19 european, mai primitiv decât secolul 19 românesc chiar. Da? Deci noi suntem în acest se cunoște pe american sau dacă vreți F mediu european și uh, nu am interiorizat toate aceste căudări ale mo modernității uh, și când uh, am redat uh, istoria lui Camus și ceva uh, din filozofia lui, lui Heidegger uh, vreau să înțelegem că aceasta este lumea în care trăim aici a ajuns gândirea umană în interogațiile ei și aici, de aici trebuie să plecăm și noi nu, nu, nu putem să ne, să ne închidem într-o enclavă, într-un ghetto. Să trăim în timpuri apuse, cum fac unii evrei sau islamici în ghetto sau cum fac amici în, în Statele Unite, cum fac mormonii fundamentale și cum fac foarte mulți adventiști de fapt. Să ne închidem într-o enclavă, într-o într bulă, în afara timpului nostru. Și să că, că, căutăm acolo... Să ne fabricăm certitudini de prizoarea față de lume. Deci asta e lumea în care trăim. Aceasta este gândirea umană, experiența umană la data aceasta. Uh, care este răspunsul? Așa cum am spus că uh, existențialismul este o respingere a modernității din untru ei. Uh, răspunsul nu este aceea de a opune, să zic, uh, raționalismului de sau sau uh, idealismului Kant uh, sau altor filozofi moderni. Uh, idealiști și credincioși în felul lor, creștini, existențialiștilor, ci mai degrabă să acceptăm provocarea lor, să acceptăm legitimitatea interogațiilor și uh, provocărilor și criticii care aduc modernității, dar să căutăm un răspuns din, din la din n-am spus postmodernism, că nu vorbim că de postmodernism aici. Cu că se pun bazele postmodernismului, dar existențialismul e un fenomen modern. Vreau să mă refer la un existentialist uh, creștin pe care l-ai foarte mult, ca rol model, se numește Paul Tillich. Apoi, e teolog german, a plecat din Germania, uh, opusul lui Heidegger, a plecat din Germania din cauza naziștilor. A fost profesor, uh, cred că la Harvard a fost profesor, nu știu, ți țin minte bine, uh, luteran, uh, foarte, foarte criticat de fundamentaliști, evangeliști, pentecostali și, bineînțeles, adventiști care văd în un, un el un fel de șarpe din Eden cu fructură oprită în gură. Al uh, Paul Telici prin anii 60, se întâmplă lucrația. Deci ne, ne fixăm undeva în anii 60, adică uh, Perioada de boom, de standard de viață crescute, perioada hippilor, perioada războiului din Vietnam, de asemenea, perioada flower power, perioada and rollului, a hedonismului în, 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 în dezvoltare, a optimismului modern, Uh, Paul Șteșe s-a cerut să prezinte, o prezentare, o să nu zic evangelizare, da? Un seminar uh, de teologie creștină pentru uh, intelectuali aici, la Universitatea din Statele Unite, cred că la Harvard, dacă nu mă înșel. Și bineînțeles că Tillich nu este Dagbașul, nu este Finlay, se vine cu vulgarii de astea ieftine. Tillich a plecat de la existențialism Pentru că Asta e gândirea intelectuală în anii 60. la au pe Paul Sartre, pe Camus, pe Heidegger. Și uh, uh, plecând de la curajul de la existențializm, uh, se realește un lucru foarte interesant. Curajul de a exista. Uh, în sensul că existența nu este luată doar, doar ca o experiență în care suntem imersați. Ci Paul Tillich, nu de pe bază carteză, mai degrabă de pe bază luterană. Re, rec, recapturează mai în de gândirea lui Pavel și a lui Isus, mai la Evanghelie. Anume, existența nu este ceva în care sunt. Existența este un act și una care cere curaj. Deci pleacă de la faptul că, de fapt, principalul e al creștinismului. N-a fost iudaismul, nici epicureismul, ci stoicismul. În sensul că stoicismul oferea o anumită uh, soluție la interogațiile vremii. Și prima soluție era că existența era ceva rațional, logic, era logos. Al doilea că moartea în sine este ceva natural, care trebuie acceptat cu mult curaj și resemnare, eventual cu sinucidere filozofică. Existența trebuie să fie existență morală, bineînțeles. Și la aceasta a luat nemărea sufletului. Or, aceste răspunsuri nu sunt socratice, sunt posocratice, sunt platorice, sunt niște răspunsuri dogmatice, niște certitudini raționale, în sens grec, antic, false. Isus aduce o adevărat, altă certitudine și această certitudine constă în faptul că Iisus acceptă moartea ca o tragedie și acceptă că existența are multe incertitudini, dar existența este ceva ce trebuie afirmat. E împărăția lui Dumnezeu care trebuie afirmată, tre petreită, independent de falsele certitudini ale Templului de la Ierusalim, ale materialismului din timpul acela, ale uh, goanei după bogății, mă rog, la nivelul secolului, 1, sau de uh, mai, mai, mai târziu de, uh, de certitudini filozofice. Care sunt tot false. Certitudinea la Isus este un act de credință și credința este un act, un act de afirmare a Existenței. Asta face Isus de fiecare dată, de exemplu, când spune că viața nu constă în hrană și mâncare, ci viața este viață, de exemplu, ceva ce trebuie trăit. Viața veșnică la care se referă Isus nu este pur și simplu viața fără sfârșit, ci o afirmare a Existenței și Iisus prin cruce a demonstrat că această afirmare a existenței depășește orice limită. Deci este o întrebare existențialistă a Evanghelului, la ceea ce mi s-a părut interesant la teleciun unde e El spune că, de fapt, există trei probleme existențiale uh, cu care omul s-a confruntat și la care creștinismul răspunde. Prima problemă existențială în secolul I era moartea. Și în secolul I, în special prin învierea lui Isus. Prin moartea și învierea lui Isus, prin felul cum Isus a înfruntat moartea pe cruce și apoi prin învierea lui. Uh, uh, Creștinismul a adus un răspuns la problema morții, la eliberat pe om de frica de moarte. Oamenii trăiau cu frica morții și era normal pentru că, media, uh, de viață era foarte scurtă. Uh, moartea era o surpriză care te pândea după orice colț. Uh, mă rog, puteau fi foarte multe cauze pentru care să mori, da? ca să nu le numerăm acum. Așa că omul trăia sub frica morții și creștinul l-a eliberat în secolul pe om de frica morții. Dacă țineți de Pavel are chiar un text în privința aceasta în Epistola către Evrei, mă rog, chiar dacă n a fost scris de Pavel, să zic Epistola către Evrei, ca să elibereze pe cei ce prin frica morții erau supuși robiei toată viața. În nevul Mediu, obsesia era vinovăția și Luther apare, reînvie Evanghelia Pavel ca un răspuns la problema vinovăției, îndreptățirea prin credință. În secolul 20, problema cu care se confruntă, omului, cu care se confruntă, nu mai este moartea, pentru că, într-o omul are o speranță de viață predictibilă. Știe că va trăi cam la 70, 60, 70, 80, 90 de ani, mă rog, cele mai multe boli pot fi vindecate, accidentele și catastrofele naturale nu mai au același impact. De știință și tehnologia, în mare măsură, a creat o speranță de viață predictibilă. Deci nu este obsesia morții în secolul 20. nu mai este nici vinovăția, care oricum a fost raționalizată prin psihologie, prin nouă înțelegere a sexualității omului, psihanaliză și așa mai departe. Însă, problema care se confruntă omul este lipsa de sens și anxietatea. Cele două probleme sunt lipsa de sens, anxietatea angoasa. Da? Și Omul încearcă să găsească în, în anii 60 uh, uh, telecii identifică două false certitudini uh, în care omul încearcă să îngroape lipsa de sens a vieții, angoasa și anxietatea. Uh, și uh, aceste două sunt colectivismul, în primul rând, uh, în societățile comuniste totalitare. Omul uh, se pierde într-o colectivitate. Și în această colectivitate uh, uh, dispare lipsa de sens, îi dă un sens, dar dispare și anxietatea. Atunci când este într-o mulțime, nu mai are anxietatea aceasta, uh, care, uh, cum spune Heidegger, cum spune Camus, de fapt este un vânt care bate dinspre moarte toată viața și spulberă iluziile noastre, spulberă puful păpădiilor. Așa că uh, omul uite de moarte. Uh, cealaltă falsă uh, uh, răspuns la Tilici, este hedonismul și consumismul. Deci într-o societate de consum. Omul consumă, merge la mall, se uite la televizor, mă rog, își pierde timpul în tot felul de căutări materialiste care duc anxietatea și îl fac să uite de faptul că viața nu are niciun sens. Uh, Ortelici oferă creștinismul la nivelul secolului 20 ca pe un sens acordat vieții, ca pe un răspuns la problema anxietății. Și acest uh, uh, răspuns el nu îl vede în dogme sau în, uh, într-o structură eclesiastică, în niciun caz, ci mai degrabă întoarce în la, uh, la niște maxime fundamentale ale Evangheliei și mai ales a teologiei luterane, așa cum a plunat la Luther și, și la Pavel și la, la exemplul lui Iisus. Uh, deci el încearcă să aducă, ideea e la ele să, să aducă creștinismul în secolul XX, la nivelul secolului XX, ca un răspuns la provocările existențialismului. Acum, dacă poate făcut-o sau nu, rămâne de, de, de rămâne de, de văzut, de rămâne de discutat. Da. Însă, ce, ce vreau să vedem ca exemplu, în primul rând, este un mod de a prezenta creștinismul ca o certitudine fizică de incertitudinile omului de azi. Nu face mai de incertitudinile omului de acum câteva sute de ani. Da? Și uh, această certitudine nu constă în faptul că ți se dă o dogmă sau se face o demonstrație rațională, care nu este decât o falsă demonstrație ca pe vremea scolasticilor. Nu în faptul că ți se ofer niște uh, sofisme logice la amazing facts, logico-biblice, care te succes puțin și te face să crezi că două, trei texte puse cap la cap și două aberații logice în, uh, sub, sub nume de, 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 de logism, uh, este, se răspunde la toate problemele. În sensul că e vorba de curajul de a fi. Ceea ce vrea trist să învățăm din existență și din Evanghelie și din exemplul lui Iisus e curajul de a fi, este vorba de a afirma viața ca un act de credință. Dar acest act de credință este o afirmare a vieții. Da? Nu ai toate răspunsurile, dar credința înseamnă că tu afirmi existența în lipsa acestor toate răspunsurile. Și însă această afirmație există, există acest curaj de a fi. Este un răspuns, curajul de a urmări un sens al vieții, curajul de a exista, de a privi moartea în ochi, de a face binele în orice context, curajul de a merge înainte, inclusiv pe care angustă, inclusiv când e vorba de o cruce înaintea ta. Acest curaj este, pentru trici, esența adevăratului creștinism, care trebuie prezentat omului secolul XXI ca ceva secular, nu ca ceva ce are loc într-un cadru eclesiastic sau într-un cadru dogmatic. O idee care mi-e îmi place foarte mult și cred în ea. Dar aș vrea să fac o comentare la Terici. Deci Terici spune că falsele certitudini vis-a-vis -vis de anxietate și lipsa de sens a vieții sunt integrismul mă rog, colectivist al sistemelor totalitare și hedonismul consumist al societății de consum. În secolul XXI nu putem adăuga altul și aici este fundamentalismul religios. Și acest fundamentalism religios completează foarte bine atât totalitarianismul sau integrismul politic, e o, form o formă, de integrism totalitar, de fapt, dar și societatea de consum. Foarte interesant. Și uh, ca să dau un exemplu, vreau să fac o aplicație practică. Uh, știți, uh, sau vă e familiară imaginea unui șoarece care largă pe o roată. Da? să zic, într-un laborator, bietul șoarece largă pe o roată, roata se învârtește. Și șoarecele nu are destul de minte să înțeleagă că nu are sens să mai alerge, că oricum roata se învârtește sub ele, nu înaintează deloc. Dar șoarecele este cumva, cumva de instinctul lui orbit, e programat altfel, nu e programat pentru a asemenea spații complexe. Și oricum trebuie să alerge și roata se învârtește. Și ceea ce nu știe șoarecele că e într-un laborator. Și roata asta care învârtește, Mă rog, învârte un dinam și generează curent electric și uh, acest curent electric măsoară puterea șoarecelui în funcție de câtă mâncare i s au dat sau știu ce a consumat și uh, cei care, uh, salanții care din laborator vor să vadă cât poate șoarecele să sarge până cade jos și moare. Asta e toată povestea. Dar ce nu știe acestea, el are înainte crezând că merge undeva. Bun, uh, acesta cred că e cea mai bună imagine a visului american. Uh, Oameni, fiecare pe rotița lui aleargă. Și mai întâi un mare laborator social. Ei nu-și dau seama de acest lucru, toate sunt studiați. Foarte, la toate nivelele, supravegheați, studiați, în mod științific, psihologic, sociologic, sunt toate reacțiile sunt măsurate, sunt puși în diferite situații să vadă cum reacționează. Mă rog, este un studiu științivii ca să știe ce se aștepte de la om. În același timp, alergând pe rotițele lor, că nu duc nicăieri, ei cred că merg undeva, ei învârt un mecanism. Și acest mecanism funcționează pentru binele altor șobolani mai mari și mai grași decât ei, sau uh, care nu trebuie să alerge pe roată, ci uh, ei probabil sunt duși uh, pe un fel de scară rulandă în sus de aceste rotițe care se învârtesc. Bun. Deci, este o imagine, dacă vreți, a visului american, așa cum îl percep. Și acum, iau un, să zic, un creștin adventist de ziua șaptea, sau baptist, sau pentecostal. Dar mă opri la exemplu, adventist de ziua șaptea, fiindcă aceștia sunt cei care sunt mai familiari. Însă se aplică și la, alt, la, alte religii, da? Care vine aici în America. Și când e în visul în american și începe să aduce pe roată. Sau nu ne nicăieri. Are impresia, în oricând, că economia merge bine, că s-a dus mai sus, pornoi ar pică jos, dar, în general, e cineva care privește de undeva. Știe cât va rezista, până unde va merge, cât va putea să îmbogățească, când va pica, care va fi costul social pentru boala de care va muri. Contribuția lui trebuie să fie, oricum, să acopere mai mult, să aducă un profit, chiar și din cancer și din boală, mai mare decât acest cost investit în el. Acesta e sensul asigurărilor sociale, inclusiv la Obamacare. Și Uh, acest stat venise ziua 7, vine în America și începe să alerge, să alerge, să alerge, să alerge, până la epuizare și într-o zi cade. Da? Unii fac bani mai mulți, alții fac bani mai puțin, dar în ultră zi to toți cad, până la urmă, și nu lasă în urmă nimica. Uh, dar, în același timp, e un gol teribil în viața lor. Pentru că, uh, spre timpul timpului Telic, anii 60, ha, huh, anii 60, ce vremuri. Uh, acest materialism nu mai poate să umble golul din suflet. Pentru că mai degrabă creează, creează o permanentă angoasă, o permanentă teamă de ziua, de mâine. Timpurile care trăim nu mai sunt ca în anii 60, nu mai sunt predictibile, avem o permanentă nesiguranță materială. Ce știm ce se va întâmpla mâine? Așa că oamenii merg la biserică. Și la biserică au niște predicatori. Cine sunt acești predicatori? Mă refer acum la o biserică românească. Acest pastor a venit și în America pentru visul american. N-au venit, în niciun caz n-au venit să să grăbească venirea Domnului cu 5 minute sau să uh, predice Evanghelia sau să, uh, nu știu ce. Au venit pentru visul american. Și acești pastori alergă și pe visul american și au toate problemele, toate anxietățile, nici lor nu le ajung banii niciodată, că nimeni nu ne ajung banii. Au to toate necazurile și tot stresul în familie, cu copii, cu soție și... Cu ars și cu bani, și cu case, și cu toată au și ei, ca și membrii lor. Uh, toți, toți sunt sclavi ai acestui sistem materialist, nimic de a face cu Evanghelia. Dar sistemul este sfințit, să zic așa. E nu numai de Evanghelia Prosperității, ci și de uh, etica protestantă, bineînțeles că uh, cine are har este cel care are, da, și lucrurile materiale, cine e un, e, cine e un pierzător la să vede că a pierdut și harul. Asta este, log, mă rog, etica protestantă. Dar există, e și în alt sens. În sensul că merge la adunare. Și acolo vine un, un, un evanghelist, un revivalist, un predicator de fringe, de extremă, care are niște experiențe minunate și e deja între 144.000 și un mare reformator. Și la el, spre de predicatorul, care este obosit deja și stresat și poate va pica chiar într-o zi din cauza la toate problemele lui, mă rog, noaptea să mai recază și cu pornografie pe internet sau altceva, știu ce face în secret, că e și el om. Dar, spre de predicatorul local, omul acesta și de adventiști din așa, zic, omul acesta are experiențe reale, domnule, cu Dumnezeu, asta le are reale și le spune. Și când le spune, rămâi praf. Și la urmă, tot ce vrea el să-i dai ceva din banii tăi. Și dintr-o dată omul descoperă că toate viața are un sens, că nu chiar degeaba. Dacă a dat fratele, nu dau nume acum, dar știți dumneavoastră, le știți dumneavoastră, le puteți completa dumneavoastră uh, fill in the breaks, cum se spune, Completați spațiu gol cu răspuns dumneavoastră. Fratele cu tare, dacă le dau fratele cu tare 10.000, 20.000, chiar 30.000 de dolari, poate chiar totul, fac să că morgi la casă și dau mai mult, 100 și ceva de mii de dolari. I-am dat lui Dumnezeu, am contribuit și la această lucrare și am ieșit din acest din această roată. Nu e adevărat, tot pe roatești, tot nicăieri alergi. Pentru că acest nonsens materialist este doar dublat de un nonsens teologic. Omul acesta te nu are niciun fel de experiență grozavă. Da? Tot ce povestește el sunt ori autozici, ori or, fabricații ale lui. Pentru că, de fapt, acest fundamentalism de, de extremă, nu este altceva decât expresia ultimă a unei lipse totale de experiență spirituală și de unui total nonsens un teologic. Și atunci mai avem și altele, măcar avem o credință de aparat. Da, e unul, Sorin Petrov, care vine cu niște idei și trebuie să apărăm credința noastră, care ne-a fost așa cum este. Omul nu are timp să gândească, pentru că nu are timp să gândească. Și îl înțeleg, pentru că este sclav. S-a făcut singur sclav. E sclavul celuia care te dat să fi sclav, dar e sclavul banului. Nu are timp să gândească, el suge de totul. Însă, ceea ce știe, știe. Rămânem la ce am învățat. E bazat pe autoritate, pe tradiții. Și asta și certine lui, chiar dacă aleargă în gol, șase zile pe săptămână, că vine la biserică, el știe că Domnul ascultă aici, că aici sunt îngeri, că aici e biserica, adevărat aici e rămășița, dincolo e satana. E, vine apocalipsa, vine sfârșitul, toate se vor duce. E o certitudine. Gândiți-vă, e o certitudine. Vin plăgile, vine sfârșitul. Asta e o certitudine, da? Deci are și el o certitudine că vine sfârșitul. Altă certitudine că e locul bun. Că vine sfârșitul, este în biserică. Biserica este cea, era peștera pentru Iov, da? Deci eu avea ce avea cu fetele lui pe acolo, prin, prin peșteră, dar știa că el a adăpost. că el știa că o să vină sfârșitul în toată valea uh, marin moarte. Așa că Uh, și acest adventist să bagă în biserică ca într-o peșteră, se poate spune chiar peșteră de tâlhar uneori, și uneori se mai întâmplă lucruri destul de obscene și prin aceste peșteri biserici, dar el a adăpost. Când va veni Apocalipsa, acolo el a adăpost cu toată la predice, cu toate scaunele goale, cu toți cei care pleacă și vin, cu toate adulterele și pornografia și toate lucrurile care se mai întâmplă în biserică, el este acolo la adăpost. Și fundamentalismul îi dă o falsă, o falsă uh, siguranță. Or, uh, e o situație tragică, așa cum o văd eu. Uh, tocmai aici avem nevoie de acea regândire a Evangheliei cum ne-a propus Sotirici. Hai să ne descoperim Evanghelia ca curajul de a fi, de a exista, nu de a avea. Nu de a avea cât mai mult, nu de a câștiga cât mai mult, de a ne afișa cu cât mai mult. Curajul nu de... Uh, a apărat niște dogme care sunt moarte. Ca soldatul japonez care 20 de ani pe al războiului mi apărea încă depozitul de, de, muniții. Nu. Curajul de a fi, curajul de a exista. Nu vreau să aduc acum un mesaj de, de, sărăcie voluntară sau ascetic. Nu mai înțelegeți greșit. Mă refer la faptul de a avea curaj să existăm, de a nu ne ascunde de, de tragedia existenței care merge spre moarte, cu paliative. Pentru că dacă învățăm ceva de la Isus, este tocmai că uh, credința adevărată este un curaj de a trăi fără paliative. Da? Deci nu judec pe nimeni care are o mașină, care are o casă frumoasă, felicitări pentru asta, care are un cont în bancă, grat felicitări pentru aceasta. Dar aceasta sunt trebuie să în, în spatele cărora să ne ascundem de adevărata provocare a existenței. Nu știu nici pe nimeni că mergi la biserică și activ la biserică. Nu judec pentru aceasta ci acesta să nu fie un, un, un paleativ, uh, o falsă certitudine, așa cum era templul pe vremea uh, lui Isus. Așadar, ne-am ocupat astăzi de incertitudinea existențialiste și de certitudinea existențialistă care se certitudinea morții și a trecerii templului. Și am văzut răspunsul unui teolog creștin existențialist, curajul de a fi învățați de la Isus cum să existați, curajul de a exista, curajul unei existențe autentice, care, mă rog, știu că mă repet, racinez în cerc, care cere curaj, pentru că mai mult de data nu pot să vă spun. Vă mulțumesc pentru atenția din seara aceasta. Continuăm săptămâna viitoare.